Iubiți frați și surori, dragi oaspeți ai casei Domnului, doresc să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Vă aduc salutări din partea unor biserici unde în perioada asta în care dumneavoastră ați văzut că am lipsit, vă salut din partea lor. Am participat la anumite evenimente, botezuri și așa mai departe. Harul Domnului să fie revărsat peste dumneavoastră, biserica din Bruxelles și din Luxemburg. Vă transmit salutări, cât și cea din Londra. Și doresc mai departe ca în timpul pe care îl avem la dispoziție, mai ales, așa cum s-a spus, eu sunt legat și de un eveniment la care trebuie să particip, să privim împreună în cuvântul acesta pe care fratele pastor Todoran l-a citit, un cuvânt care face parte din această frumoasă și importantă epistolă pe care Sfântul Apostol Pavel a adresat-o acestei biserici importante în vremea respectivă din Efes. Aici putem să vedem lucruri pe care Apostolul Pavel le spune părinților, dar le spune și copiilor. Așa că în dimineața asta și copiii trebuie un pic să asculte mai mult decât altă dată, pentru că le sunt adresate și lor lucruri importante pe care trebuie să le facă dacă cu adevărat doresc să fie fericiți aici pe pământ, cum spune Apostolul Pavel, citând un pasaj din Vechiul Testament. Vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, se ocupă în mod deosebit de problemele familiei. Dacă vă uitați în capitolul 5, și cu siguranță s-a citit pasajul acesta, aici sunt prezentate relațiile dintre soț și soție. Iar în versetele acestea 1-4, relațiile dintre părinți și copii. Martin Luther, marele reformator german, cel care a fost omul de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit, acest om a numit pasajul acesta, în care se vorbește atât de clar despre relația soț-soție, relația părinți-copii, încât el, în limba germană, le-a numit Haustafel, adică tabelele casei, punând un accent deosebit pe aceste lucruri. Noi, ca și credincioși, dorim să rămânem în voia lui Dumnezeu. Și în calendarul bisericilor penticostale din România, în această dimineață, observați, ne este prezentată relația parentală în Biserica lui Hristos. Relația parentală în Biserica lui Hristos. Vedeți? Noi punem accent pe relații. Este foarte important. Omul nu poate să fie singur. El trebuie să comunice, el are părtășie. Și vedeți, părtășia dintre soț și soție e foarte importantă. Dacă n-ar fi relația asta bazată pe dragoste, așa cum citim în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci apar fel și fel de probleme, fel și fel de tensiuni, fel și fel de situații cu care oamenii se confruntă în viața aceasta de zi cu zi. Dar când privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, putem să ne dăm seama că dacă oamenii ar trăi după cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile ar sta cu totul altfel. Societatea în care noi trăim este caracterizată de dezbinare, de revoltă. Soțul și soția de multe ori sunt divorțați sentimental pentru că între ei, chiar dacă locuiesc la aceeași adresă, nu există relații. Apoi observați dumneavoastră, copiii se revoltă împotriva părinților, găsim situații și situații în care există
aceste lucruri care pur și simplu îi pun pe oameni într-o stare în care se întreabă ce urmează, ce va fi. Însă atunci când oamenii doresc să se raporteze corect la Dumnezeu, lucrurile pot să fie altfel. Acolo unde oamenii cu adevărat trăiesc o viață dedicată lui Dumnezeu, casa lor poate să fie un colț de rai. Țin minte, undeva la o școală duminicală au fost întrebați copii, unde este raiul? Și stăteau copiii, se uitau, însă la un moment dat o fetiță ridică mâna și învățătoarea de școală duminicală îi spune: da, te rog, răspunde. La care auzi ce spune fetița asta. Zice: raiul este la noi acasă. De când s-a pocăit tata, noi nu mai sărim pe geam, nu mai bate pe mama, nu ne mai bate pe noi, acum cântăm, lăudăm, mărim numele Domnului. Auziți? Ei, oamenii pot înțelege că, într-adevăr, aici pe pământ, dacă noi ne raportăm corect la ce spune Dumnezeu, putem experimenta acea bucurie, acea pace, acea liniște, după care, vedeți, oamenii tânjesc. Când privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne dăm seama că apostolul Pavel prezintă aici aceste lucruri credincioșilor din Efes. Și nu numai că le prezintă, dar le cere să le pună în aplicare. Primul lucru pe care eu aș dori să-l observăm în această zi, cu privire la relația asta parentală în Biserica lui Hristos, este acest lucru pe care primul gând, dacă vreți, l-am notat în felul următor. Relația parentală în Biserica lui Hristos trebuie să aibă la bază autoritatea lui Dumnezeu. Auziți? Trebuie să aibă la bază autoritatea lui Hristos. Ăsta e primul lucru, lui Dumnezeu. Când privim aici în cuvântul acesta scris de apostolul Pavel, versetul 4 spune: creșteți în mustrarea și observați învățătura Domnului. Asta e autoritate. Biblia are autoritate. În ce privește relația asta parentală, dacă ea nu are la bază Scriptură, nu are la bază cuvântul lui Dumnezeu, totul poate să fie în zadar. Vedeți, societatea modernă l-a scos pe Dumnezeu. Societatea modernă are tiparele ei de gândire, are modul ei de viață, divertismentul ei, dacă vreți, îmbrăcămintea ei, muzica ei, arta ei, nu? Tot ce vreți dumneavoastră. Și de foarte multe ori, societatea asta, sau dacă vreți, conceptul acela ioanin, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Sau ne uităm în Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați dumneavoastră, dacă vrem să avem relația aceea cerută de Dumnezeu, ea trebuie să fie bazată pe Scriptură. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii. Țara aceasta care a fost fondată de oameni credincioși, puritanii englezi care au, vedeți, au înființat și această renumită universitate Harvard, care, vedeți, la ora actuală lucrurile s-au schimbat radical. Acolo oamenii se pregăteau pentru a-L onora pe Dumnezeu. Țara aceasta despre care unul din președinții ei, Johnson, spunea: țara noastră, spunea, patria noastră e clădită pe Biblie, spunea el. Biblia este stânca, citatul. Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Asta spuneau ei și se bazau pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dar odată cu trecerea timpului s-a ajuns până acolo încât Biblia a fost scosă din școli.
a fost înlocuită cu o altă învățătură și copiii trebuiau crescuți după o altă ideologie. Și chiar cel care a stat la baza acestei ideologii s-a confruntat cu mari probleme în ce privește viața lui de familie. Propriul lui fiu până la urmă s-a sinucis și atunci ne punem întrebarea, pe ce ne bazăm? De aceea, scumpii mei, observați aici cuvântul lui Dumnezeu, ne spune foarte clar că adevărata relație parentală în biserica lui Hristos, ea trebuie să fie bazată pe autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu e Scriptura. Biblia spune asta. Noi aici nu ne avem de, știu eu, să ne târguim, să venim cu fel și fel de lucruri, ci noi trebuie să facem ce spune bunul Dumnezeu. Țin minte, reprezentam cu ani în urmă cultul penticostal la o întâlnire, mă rog, unde erau oameni din diferite medii, din religie, dacă vreți, erau românii de pretutindeni veniți cu diferite lucruri pe care le spuneau, rabin și așa mai departe. Și ministrul din acea vreme mi-a pus întrebarea, pe ce se bazează educația în cultul penticostal? Credeți-mă, fără să clipesc, fără să spun, le-am spus, pe Biblie. Și am făcut apel la o celebră pictură a unui mare pictor de origine evrească, Marc Chagall, care a pictat un evreu ce se sprijinea pe tora. Ați văzut cum este tora pusă așa într-un cilindru de lemn și cu două mânere. Și evreul stătea și se sprijinea și la propriu și la figurat. Am putut înțelege și mă uitam în același timp la reacția acestor doi rabini, clar că le-a convenit lucrul acesta, mi-a convenit și mie foarte mult, pentru că asta este adevărul. Noi ne sprijinim pe autoritatea Scripturii și Doamne ajută-ne la aceasta. Nu poate fi o relație între părinți și copii, o relație adevărată, de durată, dacă nu e bazată pe Scriptură. Apoi, observați dumneavoastră tot aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, putem înțelege când Dumnezeu se adresează părinților, El le spune, aici e autoritatea, nu? Crește-ți în învățătura Domnului. Iar când le spune copiilor, observați, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Căci este drept, observați dumneavoastră, cât de important este să înțeleagă și copiii că aici e autoritatea lui Dumnezeu, aici nu ai, iară spun, de a te târgui, nu-i ceva facultativ, nu-i ceva opțional, ce le spune copiilor clar, ascultați în Domnul, adică bazați pe autoritatea cuvântului Scripturii. Uitați-vă la evrei. Când citim psalmul 78, bună oară, Asaf, autorul acestui psalm, nu o să citesc toate versetele, psalmul este destul de lung, dar versetul 1 spune, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Și observați versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Asta e autoritatea Scripturii. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie la bază, vedeți, acestei relații parentale. Ei, fac legătura cu aceste cuvinte și trec la punctul 2. Al doilea gând important, relația parentală în biserica lui Hristos
se clădește pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă are la bază, e fundația, știm, e autoritatea lui Dumnezeu. Aici nu e loc de discuții. În al doilea rând, observați relația asta, parentală, ea se clădește, pe cuvântul lui Dumnezeu. Acea învățătură despre care Apostolul Pavel spune aici, când privim în această carte sfântă, și ați văzut aici ce am citit din Psalmul 78, acolo spune, e o lege, a poruncit Dumnezeu, e o lege pentru poporul lui Israel. Noi dorim să fim poporul lui Dumnezeu și de aceea părinții trebuie să-și crească copiii. E adevărat, problema cea mai mare pe care noi ca părinți stăm și ne gândim, ne dăm seama, creșterea copiilor este responsabilitatea cea mai mare încredințată de Dumnezeu părinților. Nu e ușor să crești copiii, să știți, nu e ușor. Copiii au diferite nevoi și noi căutăm să le satisfacem nevoile lor. Noi căutăm să-i creștem, să devină, știu eu, toți avem ca țintă, nu? Să fie bun doctor, bun inginer, bun informatician, bun profesor, bun oameni pentru societate și așa mai departe. Și poate îi medităm, le spunem de una, le spunem de alta, dar nu știu cât de mult stăm și căutăm să-i creștem mai întâi de toate în această învățătură a Domnului, să-i creștem după cuvântul lui Dumnezeu. Unul din mari și străluciții oameni pe care i-au avut francezii, Blaise Pascal, acest fizician, matematician, un bun creștin, auziți, omul acesta spunea despre Scriptură, Biblia conține pasaje care pot alina toate stările omului, dar și poate înfricoșa toate stările omului, auziți? Noi vrem doar lucruri așa, frumoase, bune să le aibă, dar în același timp, noi trebuie să-i învățăm vorbindu-le de Dumnezeu, vorbindu-le cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Biblia asta conține pasaje ce pot înfricoșa toate stările. Uitați-vă câte se întâmplă la ora actuală în lumea în care trăim. Câți copii devin rebeli, câți copii deja pur și simplu tinerețea lor, copilăria lor chiar, da, adolescența lor și o sacrifică pe altarele lumii. Merg pe scurtăturile astea ale vieții, căutând fericire, fie în sexualitate, în droguri, în beție, în fel și fel de lucruri. Și de multe ori toate astea le fac pentru că părinții lasă educația pe seama desenelor animate, pe seama televizorului, internetului și câte multe alte lucruri. Ei tot s-au ocupat să construiască, știu eu, o casă, să le facă copiilor un trai bun și de câte ori s-a ajuns în punctul în care părinții au trudit o viață întreagă, au construit, ați văzut schimbările profunde care au avut loc în țara noastră după Revoluție și casele au rămas, copiii s-au dus după ce s-au întors, le-au demolat, că au zis, nu mai corespund la ceea ce era altă dată. Și vedeți dumneavoastră, de multe ori se pierde din vedere esențialul. Creșterea unui copil e de o importanță deosebită. Spunea în gură de aur acest mare predicator și mare om al lui Dumnezeu din secolul 4. El spunea că mai presus de orice pictor, mai presus de orice sculptor sau orice alt artist, eu îl prețuiesc pe cel care este dibaci în arta formării sufletului copilului, auziți? Până îl prețuiește el. El spunea, pot să fie oameni care să exceleze în diferite domenii, dar cel mai dibaci este omul acela care excelează, dacă vreți, și avea toate aprecierile, care e dibaci în arta formării sufletului. Lucrurile acestea sunt de o importanță colosală pentru noi. De aceea, noi privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu și, cum spuneam, noi vrem relații. Ați văzut, eu am luat așa lucrurile și am zis că atunci când vrei să ai o relație bună cu copiii și relația parentală trebuie să fie bazată pe ceea ce spune Dumnezeu și să te poți bucura de ea,
Întâi trebuie să te gândești, o să vedem al treilea lucru, ca să asculte copiii și să poți avea acea relație bună cu ei, mai întâi tu și eu trebuie să ne facem partea noastră crescându-i în învățătura lui Dumnezeu. Spuneam, această relație, ea se clădește, așa, pas cu pas, nu vezi o casă așa dintr-o dată făcută, nu? Ci se pune frumos cărămidă peste cărămidă și totul cere timp, efort, nu? Consumul de energie și toate astea se fac pentru că ai în vedere ceva și ai în vedere ca relația aceea să fie bună. De aceea, scump părinți, care sunteți aici, rețineți, această relație, ea se clădește pe cuvântul lui Dumnezeu. Creșterea copiilor trebuie făcută după Scriptură, după cum spune acest cuvânt al lui Dumnezeu. De mici, copiilor trebuie să li se vorbească despre Dumnezeu. De mici, copiilor trebuie să li se spună despre aceste principii divine. Poate noi de multe ori spunem, păi ei sunt prea mici. Nu? Știți povestea aia, când v-am spus-o cu mulți ani în urmă, când era cineva, o bunică cu un nepot și mergeau cu trenul și copilul ăla zburdalnic, oarecum îi distra pe oameni de acolo, vorbea mult, înjura, știa să spună vorbe urâte și la un moment dat cineva mai cu capul pe umeri o întreabă pe bunică, dar auzi, tatăl nostru știe, la care bunică a făcut ochi mari și a zis, dar e mic, zice, să știe tatăl nostru, e mic. Auzi, dar pentru jurături nu era mic, înțelegi? Pentru a scoate fel și fel de vorbe nu era mic, dar pentru tatăl nostru era mic, îi vedeți? Oamenii omit cu bună știință ceea ce Dumnezeu spune. De aceea, vedeți, ca să poți culege rode, ca să poți vedea o relație parentală în Hristos, așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de muncă, e nevoie de o muncă asiduă, e nevoie de o implicare deosebită, da? Și creșterea asta după învățătură, cuvântul lui Dumnezeu, după Scriptură, nu este simplă. Trebuie să o faci pas cu pas. Unul din marii pedagogi pe care i-a avut America. Și a fost unul din marii oameni. Vedeți, numele lui apare pe celebrele dicționare, Webster. Omul ăsta a fost și un om care a avut un rol important în istoria acestei națiuni. A lăsat posterității câteva lucruri de care oamenii zilelor noastre ar ține cont. Lucrurile ar merge într-o altă direcție. Dacă America ținea cont de astea, nu mai vedeai copilul în pistoale sau puști, mitralieră, de undeva din locul unde părinții depozitau și mergând la școală, împușcând pe copiii lor. N-ai mai fi văzut atâtea orori pe care noi le vedem. E adevărat, ele apar la televizor de multe ori, sunt atât de mediatizate, dar întrebarea mea este, dar ce facem ca să oprim aceste lucruri? Ce fac ideologii zilelor noastre să oprească aceste lucruri? Când cu bună știință îl scot pe Dumnezeu din mintea copiilor, o societate care îl scoate pe Dumnezeu din viața oamenilor, nu are sorț de izbândă, ci dimpotrivă, observați că mintea copilului de mic e îmbibată cu tot felul de învățători. Spre ce se va duce el? Ce va face el când va crește? Observați în Romani, și o să revin imediat la cuvintele acestui educator, în Romani, în capitolul 1, apostolul Pavel prezintă chipul hidos al omului care l-a exclus pe Dumnezeu din viața lui. Apostolul Pavel aici în epistola către Romani prezintă ce se întâmplă când Dumnezeu e scos din viața omului, mintea aceea devine pervertită și e capabilă să comită fel și fel de lucruri. Și uitați-vă în Romani capitolul 1, citesc de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Observați?
ca să facă lucruri neîngăduite. Noi ne mirăm de deci. De ce se întâmplă asta? Dar observați, ei sunt lăsați în voia minților, blestem. Dumnezeu îi las. Hai că n-avem nevoie de Dumnezeu. Dacă la Harvard, care era mare universitate, vă spuneam, înființată de puritani englezi, de oameni care aveau credință în Dumnezeu, a ajuns să conducă, să fie șeful capelanilor, un ateu. Un ateu e șeful capelanilor. Cel puțin acum 2 ani pe el l-au întronat. Nu, și atunci ce mai vrei? Mai vrei să vezi rezultate? Vrei să vezi în mintea acelor oameni care urmează să-i pregătească pe alții? Ei, când privește aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, observați, să facă lucruri neîngăduite. Care sunt ele? Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie. Observați, de răutate. De dimineață ni se spunea de răutate. Nu? Răutatea aia omului, capabilă să facă fel și fel de lucruri. Plin de pismă, de ucidere, de ceart, de înșelăciune, nu? Spunea cineva, Londra, orașul ăsta, care, mă rog, a fost clădit și el de britanici, de englezi, a ajuns să fie un loc unde vin mulți numai să fure. Și câți nu fură? Câți nu fac fapte din astea urâte, nu? În loc să lucreze, vrea să aibă câștiguri așa de moment. Nu? E clar! De porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, da? Spune cuvântul Scripturii, urător de Dumnezeu, ziceți, pe față. Obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Observați, puneți din nou versetul 30, cu care se încheie, neascultători de părinți. Păi dacă nu există relație parentală, da? Dacă nu există relație între părinți și copii, consecința, asta e o consecință, că n-ascultă. Dar știi de ce n-ascultă? Pentru că de mic nu i-a fost inoculată frica de Dumnezeu. De mic el n-a fost crescut după principiile divine. Și acum revin la cuvintele lui Daniel Webster. Spunea el într-o împrejurare așa, ce săpăm în marmură, piere cu timpul, auziți? Apoi, omul acesta spunea, ce turnăm în bronz, spunea el, se macină. Temple pe care le zidim într-o zi vor ajunge ruină, dar ce scriem pe coala nepieritoare a sufletului, auziți? Principiile veșnice ale temerii de Dumnezeu și ale iubirii de aproapele vor străluci în viața de acum și în cea viitoare, auziți? Vor străluci și acum, dar și în cea viitoare. Astea sunt lucruri de care oamenii trebuie să țină cont. Și dacă țin cont, Dumnezeu Sfântul e gata să-și reverse binecuvântările și relațiile acelea dintre părinți să fie relații bune, de aceea, scumpii mei, rețineți, dacă am spus că relațiile astea, relația parentală în Biserica lui Hristos, în primul rând trebuie să aibă la bază autoritatea lui Hristos, în al doilea rând, rețineți acest aspect, se clădește pe cuvântul lui Hristos, trebuie să ne fie drag cuvântul lui Hristos, pot să știe nu știu cât de multe lucruri, și copiii, și părinții. Dar cel mai important lucru este să poată ști cuvântul lui Dumnezeu și să se raporteze la el. Ce frumos spune Psalmul 119. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ei, dar strângerea asta nu se face așa numai. Nu? Ci se face treptat. Și atunci când noi ne facem partea noastră, putem să ne așteptăm la o relație dintre părinți și copii sănătoasă, bună, armonioasă, plină de binecuvântări. Doamne, ajută-ne! În al treilea rând și ultimul. Relația parentală în
Biserica lui Hristos trebuie să aibă în vedere făgăduința lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu. Trebuie să aibă în vedere făgăduințele lui Dumnezeu. Copii, pe care vă cresc părinții cu trudă, nu-i ușor să crești. Știți, e o cântare care spune, nu-i ușor să fie părinte, nu-i ușor. Ei se trudesc, ei muncesc pe brânci pentru voi, ei caută să vă dea tot ce-i mai bun. Și de multe ori părinții ceea ce n-au avut ar vrea să le dea din belșug copiilor. Ar vrea să aibă totul la dispoziție, pe tavă, și poate de multe ori greșesc părinții că prea oferă totul și de multe ori sunt și copii care profită de astfel de lucruri și nu caută ca ei să facă ce trebuie. Observați dumneavoastră în versetele 1 și 2 spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Și apoi spune aici, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, auzi, și să trăiești multă vreme pe pământ. Ei, în relațiile dintre părinți și copii, și în mod deosebit după ce părinții cresc pe copii, după învățătura Domnului, poți să te aștepți ca cei copii să-și cinstească părinții. Cinstia, a cinsti înseamnă a respecta, a cinsti înseamnă a da cuiva cinstea aia cuvenit. Și nimic nu poate fi mai, dacă vreți, important pentru un părinte decât să vadă respectul copiilor. Câți părinți așteaptă poate un telefon de la copiilor și au uitat să dea telefon. Dacă ceva nu le-a convenit, nici, ce să zic, să mai dea pe la ei, să le mai facă o vizită. E, vedeți, toate astea noi le putem vedea în zilele pe care noi le trăim. Însă acolo unde cu adevărat oamenii înțeleg ce înseamnă făgăduințele lui Dumnezeu și în toate au în vedere aceste făgăduințe și voi, copii, trebuie să priviți la aceste făgăduințe pe care Dumnezeu le-a dat și El le oferă, El e gata să le împlinească în dreptul fiecăruia acolo unde lucrurile merg așa cum cere El. Ce poate fi mai frumos, zice, ca să fii fericit? Toți caută fericit. Cine este omul care dorește viață și vrea să aibă parte de zile fericite? Uitați-vă Psalmul 34 cu 12. Cine e omul care dorește viață și vrea să aibă parte de zile fericite? Auzi, toți ar vrea să aibă parte de zile fericite. Însă știți că nu totdeauna oamenii au parte de zile fericite. Se întâmplă de multe ori că oamenii trăiesc aici pe pământ și numai fericiți nu sunt. Sunt oameni care și-au calculat zilele de fericire, am citit despre mari genii și în toată viața lor, bună oră, ghiote, 80 de ani a trăit și mai bine. Și în toate zilele astea, chiar dacă el a fost un geniu al literaturii germane, chiar dacă opera lui a lăsat urme adânci, nu numai în Germania, ci și în lumea asta, ei, personajul creat de el, m-am uitat, acum s-a dat numele acelui personaj chiar și la o rachetă din aia care e capabilă să facă mult rău. Și nu intru acum în detaliile astea. E chiar după personajul lui Mephisto numită. Dureros, nu? Însă omul ăsta și-a clădit viața pe ce și-a clădit-o. Dar a zis, uitându-se în urmă, am avut vreo 14 zile fericite, atât. În rest, poate atunci când l-au aplaudat, până când și-a terminat opera, când a susținut undeva, știu eu, o temă, o conferință, și poate s-a găsit și el cum răsplătit de un pund de aplauze. Și de multe ori, orgoliul nostru, știi, poate fi satisfăcut după, știu eu, câteva aprecieri, însă totul se duce. De aceea, vă rog, rețineți, ca să ai parte de zile fericite, trebuie să te raportezi corect la Dumnezeu.
Dragi copii, vouă vă spun în mod deosebit, rețineți acum, ca să ai parte să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ, asta e făgăduință. E făgăduința lui Dumnezeu. Și ca să le vedem toate realizate în viața noastră, depinde de noi. De aceea, datoria copiilor față de părinți este mai întâi de toate să asculte de părinții lor. Ascultare, auzit ce spune aici Apostolul Pavel, e un drept, căci este drept. Apoi, ascultarea aceasta înseamnă cinstirea părinților. Atunci când asculți, nu numai că l-asculți tu, știi, ce spun el și fac ce vrei. Nu, nu, nu. Ascultarea înseamnă mult mai mult decât atât. E să cinstești pe părinți. Și apoi, ascultarea de părinți, trebuie să țineți cont, ea e urmată de aceste binecuvântări deosebite. Se cere binecuvântarea peste copii. Noi spunem, vedeți, cântă, cor, orchestră. Noi ne întâlnim ăștia credincioși și spunem, Domnul să te binecuvânteze. Și înțelegem cât de importantă e binecuvântarea. Dacă ea să fie în viața noastră, trebuie să înțelegem că ea e urmată doar de ascultarea aceasta de Dumnezeu, implicit aici de părinți. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute să putem trăi așa cum cere Domnul. Asta este în dimineața aceasta cu privire la ascultarea pe care trebuie să dea dovadă copiii în relația lor cu părinții. Deci relația parentală în Biserica lui Hristos, în primul rând, trebuie să aibă la bază autoritatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, dacă vreți, clădește pe cuvântul lui Dumnezeu și în al treilea rând, trebuie să aibă în vedere făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem relații bune. Domnul să binecuvânteze toți părinți cu înțelepciune, cu putere, cu har și Domnul să binecuvânteze toți copiii. Să putem să ne bucurăm de ei și în măreața zi să putem fi acolo cu Dumnezeu în slavă. Amin.